Bună ziua, copii! Suntem bucuroși să ne vedem din nou la ora bunelor maniere. Noi cu Martinică am așteptat cu nerăbdare întâlnirea noastră. Data trecută ați avut o însărcinare. Ați avut cuvintele voastre să spuneți cum înțelegeți proverbul Poletețea deschide orice ușă. Martinică, vrei să-mi spui tu? Da! Eu înțeleg că politețea deschide orice ușă în felul următor. Dacă eu vreau să aflu ceva, nu mă duc și zic, dar unde-i magazinul de jucării? Dar mai întâi spun, bună ziua, spuneți-mi vă rog, cum pot ajunge la magazinul de jucării? Și mie îmi vor spune, corect. Și după ce îți arată drumul, tu ce vei spune? Mulțumesc pentru ajutor! Bravo! Corect! Așa procedează copiii politicoși manierați. Dragii mei, astăzi vom vorbi despre altă temă. Vom vorbi despre comportamentul nostru la joacă, la terenul de joacă. Vă plac jocurile? Da, și lui Martinică tot. Vă place jocul? Să vă jucați și acasă, și în curte, la terenul de joacă și la grădiniță. Să-mi spuneți, sunt niște reguli care trebuie de respectat sau ne jucăm cum vrem? Așa, corect. Sunt niște reguli care necesită să fie respectate. Haideți acum cu voi să începem să le enumărăm. Martinica, cum crezi tu? Care este regula principală? Ne jucăm frumos. Așa, ne jucăm frumos. Dacă ne jucăm împreună cu alți copii, cedăm jucăria unuia altuia. Nici într-un caz nu zmulcim jucăria, nu aruncăm jucăriile. Priviți la acest băiețel, da? Ce face el? El procedează foarte urât. A aruncat jucăria fetiței, fetița plânge, dar el face încă mutrișoare, comportament obraznic, nepoliticos, rușine la așa băițel. Da, dar privește imaginea de alături. Acest băițel este politicos, este manierat, fetița plânge că nu are jucării, dar băițelul îi dă o jucărie. Bravo lui, bravo băițelului, este un băițel super manierat. Bravo, Martinică, foarte bine, corect. Dragi copilași, atunci când vă jucați cu cineva și doriți jucării altul copil, nu luați brusc jucăria, dar spuneți cuvintele fermecate. Dar te rog să mă joc cu jucăria ta și colegul o să ți-o da. Te-ai jucat? Spui mulțumesc și întorci jucăria. Bine? Foarte bine. Așa, jucăriile nu le stricăm, jucăriile le păstrăm. Acum, foarte mult vară vă place să vă jucați la terenul de joacă. Și aici sunt niște reguli. Prima regulă, nu ne urcăm la înălțimi mari. De ce, Martinico? Păi putem cădea, putem să ne lovim la picioruș, la mânuță, putem să ne facturăm ceva. Corect, Martinica. Încă ceva, nici într-un caz nu luăm dacă vedem lucruri necunoscute. O garafă cu apă, o sticlă, bomboane ceva pe jos, jucării aruncate, nu punem mâna pe lucruri străine. Ne-am înțeles? Ne-am înțeles. O regulă de aur care trebuie respectată de către toți copiii. În curte nu vă duceți cu oameni necunoscuți. Dacă se apropie o persoană necunoscută, tu nu o cunoști. Dar el îți spune, eu am bomboană, hai să dau. Sau spune, dar eu în mașină am o pisicuță, vrei să ți-o dau? Nu, dragii mei, niciodată să nu mergeți cu persoane necunoscute. Fugiți deodată la mămica.
Vă duceți, dacă mămica nu este la teren unde joacă, vă apropiați de alte mămici, a altor copii. De la persoanele necunoscute nu luăm nici bomboane și nici jucării, nimic. Este regula de aur, care trebuie să o respectați. Nu toți oamenii sunt buni. Sunt oameni care pot să vă facă ceva rău. Ne-am înțeles? Această regulă de aur o țineți minte și o respectați. Dragii mei, respectați regulile de comportament la joacă. Pentru acasă, îmi veți desena jucăria voastră preferată. Bine? Până la noi întâlniri! La revedere!